Bună ziua, stimați reprezentanți a mass media, astăzi în cadrul evenimentului vom prezenta bilanțul săptămânal în care prezentăm datele privind evoluția procesului epidemiologic a cazurilor de COVID și evoluția programului de vaccinare în Republica Moldova, în care prezentăm datele privind intensitatea procesului epidemiologic și severitatea, precum și răspunsul din partea sistemului medical, capacitățile mobilizate în cadrul sistemului și progresul campaniei de imunizare. Atenționăm că datele sunt prezentate în baza raportului bilanțului săptămânal pentru o săptămână precedentă, care a cuprins 27 septembrie, 3 octombrie. Deci, ritmul de creștere a cazurilor de coronavirus a continuat să crească pentru a 10 săptămână consecutiv. Astfel, numărul săptămânal de cazuri noi a crescut la 8207 și numărul mediu de cazuri zilnice a fost de 1172, ceea ce reprezintă o creștere de 12% comparativ cu aceeași cifră din săptămâna precedentă. Pe parcursul ultimelor săptămâni am păstrat strategie de testare cu aplicarea atât a testelor PCR cât și a testelor rapide, care au fost extinse și pentru aplicarea și în cadrul asistenței medicale de urgență prespitalicească, dar rata de pozitivare a testelor a ajuns la 15% comparativ cu nivelul de 4-6% care a fost înregistrat la sfârșitul lunii august, da, pentru luna precedentă. Incidența cumulativă a cazurilor pentru ultimele 7 zile, pentru nivel național, a constituit 220 de cazuri la 100.000 de populație și marchează o creștere comparativ cu săptămâna precedentă, când am avut înregistrat o cifră de 211 cazuri la 100.000. Aceasta reflectă, de fapt, creșterea accelerată a cazurilor de coronavirus, care le înregistrăm. În ceea ce privește distribuția geografică, urbele Bălți, Chișinău sunt cele mai afectate zone din țară. Circa o treime din toate cazurile noi care le înregistrăm pe parcursul săptămânii precedente au fost raportate pentru municipiul Chișinău. Raportat la numărul de populație, Bălțul este cea mai afectată regiune, cu o incidență înregistrată de peste 500 de cazuri la 100.000 populație, deci cumulativ pentru ultimele 7 zile. La fel avem alte 4 regiuni, Transnistria, municipiul Chișinău, Sângerei și Iedeneț, unde a fost, care au depășit pragul de 250 de cazuri la 100.000 de populație, pragul care a fost stabilit ca scenariu roșu sau pragul de alertă roșu. Și evident că aici sunt acele teritorii care necesită aplicarea măsurilor. O clipă. Așa. Raportat la situația regională, incidența înregistrată în Republica Moldova depășește media care este înregistrată pentru țările Uniunii Europene. Valul 4 care la moment, cu care la moment se confruntă țările din regiunea europeană, de fapt în mare parte acum predomină în țările din regiunea estică. Vedeți că în Republica Moldova incidența este la nivelul țărilor preponderent limitrofe, incidența similară este înregistrată și în România, chiar mai înaltă, și în alte țări din regiune. Atunci când ne referim la severitatea procesului epidemic,
Evident că aceasta este reflectată și prin cazurile de deces care le înregistrăm. Deci, pe parcursul săptămânii precedente au fost înregistrate în total 159 decese asociate infecției SARS-CoV-2. Numărul mediu de decese zilnice a crescut la peste 22 pe zi, deci în fiecare zi, în medie, am înregistrat 22 de decese, ceea ce este mai înalt comparativ cu săptămâna precedentă, când în mediu înregistram 14 decese pe zi. Referindu-ne la grupul de vârstă, peste 80% din totalul deceselor înregistrate au fost la persoanele cu grupa de vârstă de peste 60 de ani, dar avem și cazuri unice înregistrate la persoanele mai tinere, ceea ce este foarte important, că din total de 159 decese înregistrate, nici unul din acestea nu a fost la persoanele vaccinate. Deci toate 159 de persoane care au pierdut viața pe parcursul săptămânii precedente nu au avut schema de vaccinare completă. Aceasta înseamnă că toate aceste decese, de fapt, au putut fi prevenite. Sunt decese care pot fi, care sunt prevenibile. Referindu-ne la severitatea procesului, care este reflectată și prin numărul de cazuri ce necesită internare, spitalizare, vedem că în săptămâna precedentă, în mediu pe zi, au fost internați cu diagnostic de COVID-19 508 pacienți, deci în fiecare zi, sistemul de sănătate, sistemul medical, se internau peste 500 de pacienți și numărul total a persoanelor aflate în spitale a atins cifra de peste 2300 de pacienți internați. Persoanele care necesită spitalizare în terapie intensivă, la fel vedeți că sunt în creștere. Astfel, pe parcursul săptămânii precedente, această cifră a atins peste 200 de pacienți zilnic, se aflau în terapie intensivă. La fel, avem în creștere și numărul persoanelor care necesită intubare. Da? Deci dacă pe parcursul lunii august, în mediu, aceste persoane intubate erau în jur de 10, sub 20, la moment peste 30 de persoane sunt cu ventilație asistată. Informația actualizată la zi. La ziua de astăzi avem în spitale persoanele internate, deci 2566, din acestea 289 se află în terapie intensivă în stare extrem de gravă, 39 de pacienți fiind intubați. Referitor la fondul de paturi și capacitățile existente în sistemul medical, astăzi în sistemul de sănătate sunt activate paturi destinate pacienților cu COVID în 33 instituții medicale publice, mă refer la spitale publice, din total de 61 de instituții medico-sanitare spitalicești. Din total paturilor de peste 2800 de paturi destinate pacienților cu COVID, circa 1000 sunt amplasate în municipiul Chișinău, inclusiv avem mobilizate sau activate în sistem paturi pentru copii și vedeți că completarea acestor paturi este destul de înaltă. De fapt, în fiecare săptămână este necesar să activăm paturi noi. Ca exemplu, săptămâna trecută, adițional au fost activate peste 130 de paturi în sistemul de sănătate pentru a oferi asistență pacienților cu diagnosticați cu COVID.
În continuare, am să mă refer la progresul campaniei de vaccinare. Și aici avem datele referitor la loturile de vaccin anticovid care au fost recepționate până la moment. Astfel, Republica Moldova a recepționat peste 1.800.000 de doze în total. Vedeți că distribuția după tipul de seruri este destul de variată. În continuare, în sistemul de sănătate avem disponibile vaccinuri de la diferiți producători, o gamă destul de variată. Referitor la asimilarea dozelor recepționate, deci din total de peste 1.800.000 de doze care au fost recepționate, până la moment s-au administrat circa 1.400.000 de doze, ceea ce constituie, da, o asimilare de în jur de 77%. În perioada de circa 7 luni din momentul când a fost dat start campaniei de vaccinare, ceea ce s-a reușit în Republica Moldova, o atingere a acoperirii vaccinale de peste 23%, dacă ne referim la persoane imunizate cu schema completă, categoria cu cea mai înaltă acoperire vaccinală, categoria de persoane sunt lucrători medicali. În sistemul medical înregistrăm o acoperire vaccinală de peste 90%. Cu referire la distribuția pe grupe de vârstă a acoperirii cu imunizare, vedem că în continuare grupele cu acoperire cu schema complet, da, cea mai înaltă, sunt persoanele cu vârsta medie și vârstnici, și în grupul tinerilor de 20-30 de ani această cifră este mult mai redusă comparativ cu alte grupe de vârstă. Ritmul de administrare, ritmul de vaccinare a variat pe parcursul acestei perioade, ceea ce urmărim în săptămânile precedente este o stagnare a ritmului de vaccinare, astfel pe parcursul săptămânii precedente au fost în total au fost administrate peste 30.000 de doze de vaccin. Și distribuția acoperirii vaccinale pe teritorii. Și aici nu există o acoperire uniformă, deci avem teritorii în care se înregistrează cifra cea mai înaltă, aceasta este municipiul Chișinău, unde peste în jur de 36% din populație, din toată populația, astăzi este vaccinată. Totodată, la cealaltă extremă, avem teritoriile din regiunea de sud a Republicii, unde rata de acoperire vaccinală până la moment s-a reușit să fie atinsă doar la nivel de 14-16%. Acestea au fost informațiile principale care am vrut să vă relatăm cu referire la bilanțul evoluției procesului epidemiologic și progresul de implementare a campaniei de vaccinare. Mesajul care dorim să fie în continuare înțeles de către tot cetățenii este că prin vaccinare se reduce riscul de infectare, prin vaccinare se reduce riscul de transmitere a infecției, prin vaccinare se reduce considerabil riscul de spitalizare și la fel se reduce considerabil riscul de deces. Ați văzut și din datele care au fost prezentate pentru săptămâna trecută, da, unde toate persoanele care au pierdut lupta cu COVID-ul, de fapt, nu au avut schema de vaccinare completă. La fel, dorim să menționăm și este important ca populația să cunoască că prin virusul Delta, care este în continuare se transmite în populație,
înregistrăm în foarte multe cazuri formele fulminante, care evoluează foarte rapid, de ce cetățenii trebuie să fie vigilenți la simptomele care apar și îndemnul nostru este să apeleze la asistență medicală atunci când prezintă careva simptome, astfel ca în timp util să ajungă la îngrijirile medicale și la necesitate să fie spitalizat sau inițiat tratamentul cât mai rapid. Vă mulțumesc pentru atenție, dacă aveți întrebări. Referitor la administrarea dozei 3 de vaccin. Aceasta este recomandată pentru consolidarea răspunsului imun, dar vorbim de vaccinare ca metodă de protecție la nivel populației. Deci, rapelul 3 sau doza 3, cel mai mare efect are atunci când în populație s-a atins deja o rată de vaccinare destul de înaltă și, după cum vedeți, țările care au inițiat sau au preluat această strategie, au reușit deja să atingă la acoperire vaccinală în populație de peste 60-70%. Ceea ce la moment considerăm este să vedem raționamentul inițierii sau recomandării dozei 3 pentru lucrătorii medicali și acest lucru este determinat de faptul că, în special pe parcursul ultimelor săptămâni, numărul de cazuri care le înregistrăm în rândul lucrătorilor medicali este în creștere, dar acest lucru este determinat și de faptul că ei sunt acea categorie care se află într-un contact mult mai intens cu persoanele care prezintă riscul. Deci, la moment, precăutăm posibilitatea administrării sau raționamentul administrării 23 pentru lucrătorii medicali, dar nu pentru populație. Da, este aceeași situație. Ați văzut și din datele relatate în bilanțul săptămânal că înregistrăm și cazurile la copii, ceea ce este important că majoritatea acestor cazuri au evoluție ușoară și practic nu necesită careva intervenții sau evoluează ușor. De aceea, din nou, la moment, noi nu precăutăm sau nu introducem în strategia de vaccinare în Republica Moldova vaccinarea copiilor. Puteți folosi, vă rog, microfonul? De ce nu luați în considerare opinia comitetului care a recomandat cu câteva săptămâni în urmă administrarea vaccinului la copii? Da, vă referiți la concluziile grupului național de experți privind imunizarea. Acest grup vine cu o analiză a situației în regiune și o ajustează la contextul național. Recomandările care sunt înaintate de grupul respectiv, după aceea sunt evaluate și prin prisma deciziilor care urmează să fie luate la nivel național. Deci acestea sunt recomandări care vor fi sau care sunt puse în discuție în continuare de către factorii de decizie. Da, la această întrebare, cu siguranță, pot să vă dea mai multe detalii. Organele de drept care examinează sau instrumentează aceste anchete. Ceea ce pot să vă spun din partea Ministerului Sănătății, noi cooperăm cu organele care investigează cazurile,
oferim acces la bazele de date și la datele din sistem, astfel ca să fie acumulate probele necesare. Și evident că ca minister, ca reprezentanții sistemului de sănătate, regretăm pentru asemenea cazuri care au fost confirmate. Aș dori și eu să am posibilitatea să vă ofer aceste detalii. Ministerul Sănătății nu este implicat în direct la investigarea acestor cazuri. Informațiile publice urmează să fie prezentate și puse la dispoziție de către organele care efectuează investigația respectivă. Așa cum am menționat, din partea Ministerului, noi asigurăm acces la datele care sunt solicitate. Strategia de vaccinare în continuare rămâne intervenția cheie, da? Și de fapt ceea ce trebuie să înțelegem că anume prin vaccinare, anume vaccinarea este acea soluție care, prin care putem scăpa de această pandemie. Cu adevărat, la prima etapă au fost receptive persoanele care nu trebuiau convinse, da? Care au raționamentul și au această convingere proprie de că vaccinul oferă protecție. În continuare, reieșind din acele grupuri ținte, și ați văzut că în mare parte dorim să ne axăm pe tineri, reieșind din faptul că la moment, acest grup de vârstă prezintă persoanele cu cea mai joasă rată de vaccinare și a fost inițiată recent o campanie de comunicare în rândul studenților, având ca grupul țintă persoanele tinere, în special studenții din colegiile și universități, campania care o realizăm în parteneriat cu Asociația Rectorilor din Republica Moldova și activitățile din cadrul acestei campanii mizăm foarte mult că vor impulsiona și vor accelera ritmul de administrare a vaccinurilor la tineri. O altă strategie care o aplică Ministerul Sănătății este campaniile comunitare, deci la nivelul comunităților sunt deplasate, se deplasează echipele mobile, unde sunt acțiunile, activitățile sunt axate pe două componente, atât componenta de comunicare, cât și se oferă nemijlocit posibilitatea de administrare a vaccinului prin implicarea echipelor mobile. Evident că un rol major în această campanie o au și instituțiile media, pentru că mesajele care sunt difuzate prin diverse canale media au un mare potențial de a influența deciziile și comportamentul persoanelor, de aceea venim cu o solicitare și în adresa instituțiilor media de a reflecta corect și echidistant și de a veni cu mesajele, de a lansa în spațiul mediatic mesajele pozitive, mesajele corecte care sunt preluate din sursele oficiale. Și acest lucru este foarte important. Da. Da, după cum cunoașteți, secvențiatorul care se oferă posibilitatea depistării virusului Delta sau genotipurilor virusului SARS-CoV-2
a fost livrat în Republica Moldova, el încă nu a fost pus în funcțiune, deci urmează ca în cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică să fie inițiată aceasta, pentru că este o procedură care necesită și instruire persoanelor care vor opera acest echipament. Ceea ce ne propunem este ca în perioada imediat următoare, deci pe parcursul lunii octombrie, să avem posibilitatea să testăm. Ceea ce este important, că și datele care sunt disponibile la nivel regional, deja cu certitudine ne spun, deci punerea în funcțiune acestui secvențiator nu este important, nu este atât de important la moment pentru virusul Delta, pentru care deja avem toate confirmări că avem transmitere comunitară inclusiv în Republica Moldova, cât este important pentru a asigura supravegherea în continuare pentru noile tulpini potențiale circulante. Da? Referitor la Delta, avem certitudinea că acest tip de virus circulă în populație din Republica Moldova. Da, datele exacte la zi nu am să pot să vă spun, dar ceea ce cunoaștem și cred că mai multe detalii pot oferi și colegii de la Ministerul Educației, dar ceea ce pot să vă menționez că există instrucțiuni privind activitatea școlilor în contextul pandemiei COVID și orice caz depistat în rândul elevilor presupune carantină pentru clasa respectivă. Important să cunoaștem că astăzi nu avem instituții unde să existe focare. Deci avem înregistrate cazuri unice și atunci se aplică acea instrucțiune, deci clasa sau elevii din clasa respectivă sunt plasați în carantină pentru perioada de 14 zile. La moment suntem în proces de revizuire acestor instrucțiuni, unde se revede modalitatea de conduită a cazurilor, astfel ca la ziua 7 în timpul perioadei de carantină să existe posibilitatea de a testa elevii și cei care vor prezenta testul negativ vor reveni la studii în regimul fizic. Lucru care urmează să se întâmple săptămâna viitoare. Referitor de rata scăzută de vaccinare, care tot de fapt se menține scăzută, cum credeți, campaniile doar de informare nu au totuși un succes dacă tot observăm că stagnează rata? Poate ar fi cazul ca să preluăm exemplul altor țări unde s-a intervenit cu loterii. Știm că Ministerul, Guvernul are o solicitare din partea partenerului privat al Loteriei Naționale. La ce etapă se află răspunsul și dacă considerați că ar fi cazul ca Ministerul să intervină cu astfel de loterie, cu premii pentru cei care se vaccinează? Este evident că campania de comunicare nu este unica strategie pentru a asigura creșterea sau accelerarea ratei de vaccinare. Este doar un element sau un component. Ați văzut, dacă ați urmărit măsurile care au fost aprobate prin deciziile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, care impunerea acestor măsuri a reieșit din nivelul de transmitere a virusului care avem, care înregistrăm astăzi și care ați văzut că este destul de înalt. Dar inclusiv faptul că astăzi în zonele, în teritorii în care este înregistrat nivelul de incidență care corespunde nivelului de prag roșu sau portocaliu, accesul în mai multe locații este condiționat de prezentarea certificatului COVID, da? Inclusiv certificatul de vaccinare. Această măsură, la fel, este una din intervenții care vine să încurajeze persoanele să se vaccineze.
și de fapt inclusiv lucru care am observat apropo atunci când măsura similară a fost introdusă pentru profesori, când odată cu începerea noului an școlar pentru a asigura un mediu sigur în instituțiile de învățământ s-a solicitat persoanelor, atât cadrului didactic cât și personalului non-didactic, prezentarea acestor certificate. Și ceea ce am urmărit a fost, de fapt, creșterea acoperirii vaccinale și în această categorie. Deci, evident că comunicarea nu este unica strategie sau unica intervenție. Referitor la lansarea diverselor loterii, cu adevărat, în adresa Ministerului Sănătății a fost transmisă o asemenea propunere din partea Loteriei Moldova. Ministerul, la moment, nu consideră oportun parteneriat cu asemenea organizații sau companii, reieșind din faptul că și în populație nu există o percepere pozitivă față de aceste companii. Da? Și am văzut în spațiu mediatic mai multe incidente în care au fost implicate companiile respective. Da? Deci, la moment, noi nu am considerat oportun parteneriat în acest sens. Da, v-am zis că noi aplicăm stimulente, da? Pentru că aceasta, de fapt, este o strategie de a stimula persoanele pentru vaccinare. Dacă ați urmărit, Guvernul Republicii Moldova recent a aprobat un șir de decizii care vizează acordarea acestor stimulente sau facilități. Astfel, orice persoană care va fi vaccinată va beneficia de 2 zile libere de concediu plătite. Exact, sunt aceste strategii de motivare sau de stimulare a persoanelor să se vaccineze. Nu, evident că această decizie nu se aplică retrospectiv, da? Deci persoanele care vor lua decizia de a se vaccina vor beneficia de acest stimulent. Bună ziua, Diana Ambros, ProTV. Vă rog să ne spuneți în acest tempo când vom putea atinge imunitatea colectivă. Da, este o întrebare care ne preocupă pe toți, nu doar Ministerul Sănătății, dar și întreaga societate, odată ce înțelegem că doar atingerea imunității colective ne oferă soluție în cazul acestei pandemii. Păstrând acest ritm și dacă ați văzut, am menționat că startul campaniei de vaccinare a fost în luna martie, respectiv din martie până în octombrie, cu disponibilitatea unei game destul de variate a vaccinurilor, cu centrele de vaccinare care activează astăzi practic în toate localități, cu maratoane care au fost realizate cu diferite ocazii și în diferite localități din nou. Până la moment s-a atins o rată de sub 25%, ne referim la populație generală. Încă un aspect important și lucru care este în proces, în derulare, cunoașteți că avem o categorie de persoane din Republica Moldova care au beneficiat de vaccin în afara țării, în cea mai mare parte în România. Deci, la moment, suntem în proces de implementarea unui soluții astfel ca persoanele respective să fie înregistrate și în sistemul de evidență a vaccinărilor din Republica Moldova, ca să avem date mai exacte, pentru că
estimativ acest procent constituie în jur de 10% din populație și astăzi ei nu sunt reflectați în statistica care o prezentăm, da? Și acest lucru la fel trebuie să fie clar. Încă un aspect important este numărul de populație care îl aplicăm atunci când calculăm rata de acoperire vaccinală. Din nou, după cum cunoașteți, Biroul Național de Statistică operează sau oferă datele dezagregate per teritoriu pentru o populație de peste 3,6 milioane pentru teritoriul Republicii Moldova. Totodată avem cifrele care cifrele în baza ultimului recensământ care a fost realizat, care vin cu o altă cifră, dar care, pentru care nu există dezagregare per teritorii. Deci există aceste diferite elemente care influențează datele statistice cu care venim. La moment prezentăm reieșind din ceea ce avem disponibil, dar ideea care vreau să menționez este că acea rată de vaccinare estimativ este mai înaltă dacă luăm în calcul toate aceste elemente care am menționat. Evident că ne propunem cât mai rapid să atingem acea rată de 70% și ați văzut că mai multe țări în regiunea noastră care, în populațiile care noi considerăm că nu se deosebesc prea mult ca și, vorbesc ca și nivelul de educație, da? Ca și nivelul de inteligență sau ca disponibilitatea vaccinului, problema care astăzi nu există în Republica Moldova, au reușit și au atins acest indicator. Aceasta ne dă speranță că acest lucru este absolut posibil de realizat și la noi. Păstrând acest ritm, da, evident că ținta respectivă va fi atinsă, nu va fi atinsă până la finele acestui an. Vedem ce ne reușește prin accelerarea măsurilor de implementarea campaniei de vaccinare. Dar aici este important să existe un efort conjugat, comun și de nou vin cu invitație și cu apel către instituțiile media ca cel puțin să nu admiteți în titlurile, în știri care le lansați în spațiu mediatic, titluri care dezinformează sau denaturează informații. Trebuie să vă dați seama de impactul acestor titluri, da? Acestor mesaje, pentru că este foarte dificil să restabilești acea și convingerea și încrederea care noi o câștigăm, vedeți cu toții cu ce efort și cât de dificil, da? De ce? Ca să nu pierdem lucrul care cel puțin până la moment am atins. Vă rugăm foarte mult să fiți și atenți la mesajele care le promovați. Certificatul de vaccinare moldovenesc a fost armonizat cu cel european? Sau, da, european, internațional? Certificatul de vaccinare și, de fapt, certificatul COVID, care include certificat de vaccinare, certificat de testare și certificat de vindecare, suntem într-o fază finală de elaborare a acestui certificat și avem o echipă de specialiști în cadrul Agenției de Guvernare Electronică și în cadrul STISC, Secției Tehnologii Informaționale și Securitate Cibernetică, care au asigurat, din punct de vedere tehnic, acest proces. Suntem la faza de testare. Și aici vă rugăm să aveți un pic de răbdare până la săptămâna viitoare. Lucru care ne propunem este ca din data de 11 octombrie să îl avem lansat și funcțional. Deci, practic, la moment se fac testările sistemului electronic care a fost elaborat.
În paralel, suntem și într-un proces de validare sau de recunoaștere a certificatului COVID eliberat sau emis de, în Republica Moldova la nivel european. Am fost informați săptămâna curentă de către Comisia Europeană că am trecut la etapa de testare tehnică a interoperabilității sistemelor. Respectiv, ne așteptăm în următoarele 2-3 săptămâni să avem și decizie în acest sens. Dar lucru care este important să cunoaștem că și astăzi certificatul de vaccinare care este emis în Republica Moldova se prezintă și se acceptă fără nicio barieră în orice țară din regiunea europeană. Și sunt convinsă că persoanele care au avut nevoie și au prezentat nu au întâmpinat careva bariere în acest sens. De ce până acum nu s-au făcut conferințe privind vaccinarea, evoluția epidemiologică? Deci au fost o perioadă în care s-a stopat aceste conferințe săptămânale. Este important că toată informația cu bilanțul săptămânal se plasează și este publică atât pe paginile web a Agenției Naționale de Sănătate Publică, cât și a Ministerului Sănătății. Într-adevăr, a existat perioada când se organizau conferințele poate mai frecvent. Lucru care ne propunem este să avem o interacțiune cu reprezentanții mass media, da, și pe viitor, ieșind din necesitate, ieșind din întrebările care se acumulează și care parvin, cu siguranță vom organiza și astfel de evenimente media. Dar informația este publică, se plasează, se actualizează zilnic. Sper că sunteți abonați, cei care reflectați în mod special subiectele, da, de sănătate. Sunteți abonați la canalele media pe care le distribuie și le gestionează Ministerul Sănătății. Da, referitor la lotul de vaccin Sinovac care a fost recepționat în calitate de donație din partea Republicii Turca. Lotul respectiv a constituit 70.000 de doze. De fapt, a fost solicitat în mare parte pentru a răspunde solicitării și necesităților care au fost prezentate de regiunea transnistreană, anume din acest considerent cea mai mare cantitate, în special 50.000 de doze din cele 70.000 recepționate, au fost distribuite către regiunea transnistreană. O altă cantitate de doze recepționate a fost distribuită către raioanele din Utaga-Gauzie. Pentru celelalte teritorii administrative, la evaluarea stocului disponibil de vaccin respectiv și ritmul de asimilare a vaccinului, deci nu au fost înaintate careva solicitări privind necesarul. Respectiv, cantitatea restantă a fost depozitată la Agenția Națională de Sănătate Publică și la necesitate sau la solicitările care vor parveni poate fi distribuită către oricare teritoriu unde este nevoie. Nu pot să vă răspund la această întrebare. Cu siguranță noi nu am intervenit în careva protocoale referitor la măsurile de protecție. Da? Stimați colegi, vă mulțumim mult pentru prezență. O zi bună, continuare.